Putem începe? Da. Doamna Buntolivia. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Prezent. Domnul Gheorghe Gheorghiță. Domnul Florea Vasile. Prezent. Domnul Hergelgiu Samuel. Prezent. Domnul Munteanu Costel Liviu. Prezent. Domnul Năcuță Constantin. Prezent. Domnul Neagu Neculai Dan. Prezent. Domnul Pușcașu Gheorghe. Prezent. Domnul Rafael Ciprian. Prezent. Supunem la vă procesul verbal al ședinței din data anterioară. Cine este pentru? Se abține cineva? Este împotrivă cineva? Toată lumea pentru. Cuvântul doamnei primar, supun la vot ordinea de zi pentru care ați fost convocați. Primul proiect al ordinii de zi, proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielilor în Comunul Dobrești, pe trimestru 3. Al doilea proiect, proiectul de hotărâre privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza Comunii Dobrești, județul Bacău. Deci supunem la vot ordinea zi pentru care ați fost convocat. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Atunci toată lumea este pentru. Invităm pe domnul președinte din ședință să conducă ședința. Primul proiect de hotărâre, rectificarea bugetului pe trimestru 3, 2020. Am primit de la Administrația Finanțelor Bacău suma de 50,5, de altfel am primit 56,0 dacă ar veni mile, dar din care ne-au fost luate 5,5 și au rămas 50,5 mii lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai handicap, ai persoanelor cu handicap. Bravo. N-am ce să spun. Asta e. De asta am făcut rectificarea. Să scrie cineva la cont? Domnul Bușala? Da, m-aș referi la persoanele astea cu handicap. Care sunt persoanele care sunt în comună la noi sau care va veni internat și la... Pentru cei care avem internat, e următorul proiect de hotărâre. Care l-am citit. Deci, proiect de hotărâre privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial. Protecție de tip rezidențial înseamnă internare. A, deci este separat. Da. Da. Și câte persoane avem cu handicapul comun? 22. Cei care beneficiază de asistent. Că sunt și care au indemnizații 7. Deci am primit 500 de milioane, nu 50 de milioane. Da, 50,50 milioane. Și eu parcă prea puțin să ne dea 50 de milioane. Nu. 505 milioane lei vechi. Sau 50,5 mii lei noi. Acum, eu nu cred că zice mii lei, că mii lei nu zice nicăieri. Uitați, vă dau și dumneavoastră să vedeți. Dar așa ne-ați citit, de aia. Aia am citit eu, dar cred că tot 50,5. Ia, de asta de la 1 la 1. Eu tot cu 50,5 am pus lei. Pentru că, văzut la doamna contabilă, în raportul de activitate, 50,5. Între mii și milioane. Asta la ele asistenților, nu? Da, dar cu foarte puțin, adică, dar ia citiți, dacă vedeți undeva mii lei... Dar câte restanță aveți? N-aud. Câte restanță aveți la salariații? Nu avem restanță. Nu? Nu. I-am plătit din bugetul local. Cum nu am văzut așa? Noi avem salariați puțin și ne-am... Vedeți mii lei undeva? Nu spune nici. Sus, nici la titulatură nu spune nici. Nu, sunt lei. Deci... Lei, da. E adresa lor, nu e adresa noastră. Două puncte, dar n-ați fost atent deloc, domnul președinte. Mă că nu am avut ea. De ce? O fost făcut,
Mai sunt scrie cineva la cuvânt? Poate nu termina domnul Florea. Da. Eu legat de asta am o chestie, am mai ridicat-o odată. Să vorbim cu fata asta care se ocupă de problemele sociale, cu familia asta Ștefănoaie, care îi poartă în poartă, îi pune acolo și îi văd toată ziua. Nu știu, poate s-ar găsi o soluție să-l ducem pe Vasilica ăla, pe băiatul ăla undeva, la un centru. Cu banii care îi se cuvin lui, poate s-ar acoperi cheltuielile acolo, nu-mi dau seama. Poate să mobilizăm și surorile lui de la Bacău, de la București, dacă mai fi vreo diferență. Deci este într-un hal fără de hal ca om. Deci îl bate din două în două zile, are capul plin de păduchi, dacă te uiți la el. I-am mai dat mâncare de vreo două, trei ori eu, că mi-e milă de el, așa când vreau și l-am întrebat și mi-a spus că ieri n-am mâncat nimic toată ziua. Deci niște indicatori așa care pur și simplu, nu știu, îți creează așa un tablou jalnic asupra acestei persoane. Poate am putea face ceva cu el. Pentru că a venit la mine într-o zi să dau telefonul soră sau să-i spun că frate-su care își bate, ia pensia și nu-i dă lui. Acum eu nu știu exact care e situația între ei acolo, dar așa a venit el să spun, băi, zic că nu, nici nu știu numărul lui soră, dar nu mă bag eu în treburile voastre. Da, zic, am să vorbesc cu doamna care e la primărie, poate ea știe mai bine situația ta, poate face ceva. El are o pensie de handicapat, nu? Are, da. Și dar, frate-sul dintre trânătoare și n-are. Dar frate-sul care o perioadă a avut-o pe asta de însoțitor și avea grijă de el, nu mai are. O pierdut-o pe ea. Și nemai având-o, că nu s-a mai dus să facă vizită medicală, nu s-a mai dus să se intereseze, să facă demersuri, că ăla e chiar de bea toată ziua. Da. A rămas așa, fără bani aia și acum și bani mai puțin. Și frate-sul trăiește tot pe banii lui, acum dacă ar cumpăra de mâncare să gospodărească acolo, ar fi cum ar mai fi, da? Toate ziua, când la crisma de sus, când la aia de jos. Dar și mizerii în curte și e un focar acolo, ți-e și frică să intri o gradă la ei. Stai de vorbuit. Eu am fost odată că m-a chemat Georgeta, lui Ștefan. Vaca, a intrat-o, lui gardă, m-a dus și le-am atras atenția al Costică, dar degeaba. Nici Costică nu e de partii de Baseli. Vă spun. Bălării pe marginea șanțului, băi vete, dar pune mâna bine pe sapă, pe o coasă, tu fugi dreapte de la tine la bani. Nu, m-a ascultat, domnul, nu vreau să fac. Așa e și acolo. N-ai cu cine vorbi. El, ca orice alcoolic, este depersonalizat, nu mai are responsabilitate, nu mai are grijă, nu mai are predictibilitate, nu mai are viziune de ziua de mâine, ce să facă pentru mâine. El așa dus cu fruta. Dar mie mi-e milă de ălălaltul, care ăla e neputincioș, mă revolt când văd că îl bate. L-a bătut și alaltă ieri, acolo pe pristă. Dom'le, când păi văd că îl bate, e bine... 112, undeva. Deci putea să sunați atunci când îl bătea. Dumneavoastră și orice cetățean, nu? Este vorba de violență acolo. Da, violența domestică. Eu așa văd să... Așa că să așteptăm să vină asistentul social, dar nu-i vorba de asta. Dar vreau să vă spun că toți cei care observă în cazul ăsta trebuie să fie măsuri, indiferent că suntem consilier, primar, bine, asta e de moment, doamnă, dar soluția e... Dar nu e de moment, că îl bate mereu. Da. Soluția asta ar fi să, dacă se poate, duce la un centru de asta, cum l-am încercat eu să-l duc pe cumnatul. Numai că în ziua când am pe o mașină să-l duc, a murit. Dar el vrea? Cred că vrea, domnul inginer, nu știu, nu l-am întrebat dacă vrea, chiar nu m-am preocupat eu în mod deosebit de caz, știți, ca să... Nu știu dacă se poate întreține, domnul Florea, cu aia, nu știu, 8 milioane sau nu știu cât, 800 de lei. Nu, nici asta nu știu câți bani are. Da, dar familia lui trebuie să intervină și familia lui trebuie să-și asume un contract, că domnul Florea de altfel știe, că doamna au venit atunci mult timp umblat. Doamna, da, soția mea, da. Ea știe numai câte acte au fost și câte intervenții. Vai de mine, dar păi, dosarul ăla este ucigător să-l faci. Familia lui trebuie să se ocupe de asta, că noi ca și primar nu le-a nimeni. Noi ne-am ocupat de Alina Furel, care o omoră lumea pe drum, zic așa și l-a ținut două zile și l-a dat înapoi. Ai două surori și pe Petrică, parcă, nu? Da. Da, și astea sunt la locul lor, sunt stăriți, adică astea ar putea să-l ajute. Să fie anunțat, nu mai vin pe acasă, tot din cauza asta. Totul e până la bani, domnul. Da. Acolo trebuie în jur de 2000 de lei la un centru.
să plătească. Nu știu cât e acum. Eu știu când am vrut să-l întâlnesc pe Cotnat, mi-a ajungea pensia lui. Este aici undeva un centru aproape de noi, nu știu cum se cheamă localitatea, de la Secuieni încolo. Unul mai modern, Rechitoasa. Nu mai este doctora. La Rechitoasa centrul s-a transformat în mănăstire. Și nu mai este centru? Nu mai este. Mă rog, eu zi-o nu, dar acolo era, acolo umbla da? Soția noastră. Adică sunt și de astea mai cu bani mai puțin, că nu o să-l ducă la particular unde trebuie bani foarte mulți. Poate iar ajunge banii ăștia care el îi primește de drept pentru handicapul lui și să-l întreține, că acolo este personal, îi dă de mâncare, îl spală, îl îmbracă. Este un program, sigur. Cred că doar familia lui poate să ocupe personal. Părere mea. Da, putea și familia să facă ceva, da. Acolo, în fața dumneavoastră, a trebuit toți luați de la un capăt și duși la... Deci, la dâc, la fel, la... Acum depinde cât e durerea să -i dragostea asta între frați, știți? Că da. E important să dau frate, surori. Ne dăm seama după cum au venit aici, de atâta timp n-au venit și ce dragoste să mai fi între ei. Are o soră care mai vine la biserică, rog, de anul împașa. Dar, frate, pe apropo de Dâc, se transmit niște melodii la cerere, la posturile de radio, și am dat și un telefon într-o zi să-mi transmită două melodii. Și una se cheamă... Vorbi serios sau glumit? Una se cheamă Foaie Verde și Olalea, doar asta ne mai lipsea. Lumesc, și una se cheamă Sâc, Sâc, Sâc și aia Sâc, vrem consilier pe Dâc. Cred că asta e compusă de dumneavoastră, când am auzit. Apropo, duminică, adică sâmbătă, că duminică am consiliat. Am intrat pe poarta bisericii și Dâc cu Ciprian Grosu se duceau la vale, la Cristi. Da. Și zice Ciprian, domn consilier, da, ei, da, dar zice, eu doresc tura asta să ies viceprimar. Dar zice Ciprian, dar nu secolul ăsta vrea el. Mă rog, zic, dacă a ajuns, Dâc, domnul Cocar, și așa să fie... La diversă vorbim mai mult. La diversă. Să mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot punctul numărul 1? S-a abținut cineva? Împotrivă unanimitate. Trecem la punctul numărul 2. Următorul proiect l-am mai aprobat odată. Este vorba de asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunii Odovești. Dar data de 7-8 primim o adresă de la Direcția Generală de Asistență Socială. Eu vă citesc dumneavoastră. O să fiți atenți, vedeți, dacă înțelegeți. Eu n-am înțeles, decât am sunat și după ce am sunat, mi s-a spus că, de fapt, trebuie abrogată hotărârea, dar a făcut una la fel. Prin prezenta vă informăm că, având în vedere modificările legislative, contribuția unităților administrativ-teritoriale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2020, nu poate rămâne la nivelul raportat la standardele de post prevăzute de HG 978/2015, deoarece acest act normativ a fost abrogat prin HG 426/2020, din 27 mai 2020, publicată în data de 2 iunie 2020, privind aprobarea standardelor de post pentru servicii sociale. În concluzie, în hotărârea noastră de Consiliul Local, noi, de fapt, am aprobat acel 35%, da, asocierea cu județul Bacău, doar că ei au folosit o hotărâre care era deja abrogată, sau mă rog, s-au abrogat după asta. Noi am făcut proiect de hotărâre și am spus, se aprobă asocierea Comunei Odovești cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza Comunei Odovești. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Comunei Odovești a unui procent de 35%, exact cum era și celălalt, din costul total pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizată în serviciile rezidențiale de subordinea Direcției de Protecție a Copilului Bacău. Hotărârea Consiliului Local 29 din 36-a care am dat-o noi, se abrogă. Da. Și aia era la da. Dăm mandat cu data din august.
Am luat câte persoane mai avem? Cu două. Handicap, două persoane. Am avut trei, cu al lui Luci, ca al lui... Da. Omurită. Da. Nu, 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 stai că nu vorbim, vă duc ceva, nu al lui... Botea. Nu al lui Botea, nu? Nu, el... Al lui Botea, Amalia. Amalia, aia da. Care a luat era... Al lui Ion, al lui Botea. Nu, al lui Ion, nu. Al lui Amalia. Nu, era lui Ion. Așa, am înțeles. Acum, da, trece. Acum, da, trece. Al lui Lucica era, dar avea indemniz... avea... Învățător. Da. Nu era internat. A murit și el, Dumnezeu să le facă. Cine se mai înscrie la cuvânt? Poftiți, domnul președinte. Domnul Cojoc, aveți ceva de spus? Nu, domnul Mutan, mulțumesc. Supunem la vot punctul numărul 2. S-a abținut cineva? Deci, ce abține? Nu s-a abținut. Nu am aprobat. Dar e sfârșitul mandatului la președintele Consiliului. Nu am venit la coadă. Și știe emoții, dar ar mai ține încă o dată ședința, știți? Poate sufletul a fost de ochi. Deci, în unanimitate. Să ne rămânarea. În primul meu. Ce rău de mine. Domnul președinte. La diverse. La diverse. Diverse, diverse. Dar nu mai vreți o lună, domnul președinte, să mai rămân din asta. Păi da... În septembrie, votăm noi cu toți. La dumneavoastră și încheie mandatul de președinte astăzi. Propunem la președinte. În ședința din septembrie vom alege atunci un președinte pentru... Următoarea. Da, pentru un singur... Dacă speram că va fi și pe viitor, îmi spune, trebuie să fie și până în decembrie. Speranțele. O să facem o ședință mai lungă, cred că în septembrie, ca să dăm ocazia să fie președinte pe rând la cei care nu sunt în nicio listă. Da. Sunt aici între noi persoane, consilieri, care nu sunt pe nicio listă de consilieri, deci e clar că nu au cum să mai aibă ocazia să fie consilieri. Înseamnă că jumătate ședinții eu, jumătate domnul Năcuță. Da, restul, restul sunt toți. Restul sunt toți, prezentă. Eu cu domnul Năcuță... Păi cum e ca la investire? Da. Cel mai vârstă și cel mai tânăr. Fără nicio supărare, dar fără supărare, nu avem nici să ne supărăm. Am fost un consul local care cred eu că trebuia să fim filmat non-stop și cu semn de răspundere și cu înțelegere și cu, nu știu, eu am tot respectul față de toți consilierii care sunteți și vă mulțumesc pentru că m-ați înțeles și l-ați aprobat. În primul rând, eu să iau cuvântul aleată că eu sunt precis că să... Nu mai sunt în listă, nu mai sunt, nu mai sunt în trupa viitoare, dar după cum mă uit deasupra tuturor consilierilor, cred că cu 4-5 care o să fie stabil, zic eu, și unul sau doi prin asta, cum se cheamă, redistribuire, care îi văd eu așa după mine. Restul vor fi noi, după părerea mea, dar știu eu, cam așa mă gândesc. Deci, vă 5 care vor fi în continuare, stafete. Urmă aveți. Da, și restul, unul sau doi care îi văd eu așa, mă gândesc aici, prin redistribuire, aruncare, să-i iată de acolo, acolo. De rest, vin noi. Și nu e exclus să vie și domnul Cocașa? Da. Mi se pare că ar fi o soluție foarte bună. Să vină împreună cu domnul Gălățanu, care am, eu nu am văzut ci drept, nu am văzut că nu am la prieteni nici pe Pocașa, nici pe domnul Gălățanu, dar am auzit de multe persoane să-mi spună dacă am văzut domnul Gălățanu, care era pe domnul de la Citurești și arăta că e mizerie. Foarte bine. Nimic e spus, dar am început foarte prost cu drumul de la Citurești, care datorită lui, nici astăzi acest drum nu este în domeniul public. Datorită lui, care vreo 2 miliarde și ceva au fost plăți făcute fără lucrări efectuate, știți foarte bine că în 2016 noi am continuat lucrări. Am făcut, dacă vă aduceți aminte, nu? Am făcut trotuare și am mai făcut noi. Astea lucrări care trebuia să le facă dumnealui. Știți foarte bine că în 2014 când, sau în 2013, nu mai știu când, domnul consilier ne-a avut,
atragea atenția și nouă și la toată lumea că dumnealui turna asfalt pe lut, pe pământ, nici nu mai știu ce era acolo, pe zăpadă, da. Deci pentru că era un cetățean al satului Cițurești care îl durea sufletul de drum, nu? Și a fost dat și la poliție pentru treaba asta. Exact. La oamenii țar cu moarte. Da. Și tu vii acum și spui că eu înțeleg că au făcut calificare la spații verzi. Dar, Doamne, acum chiar nu-ți mai este rușine deloc. Adică, du-te măcar în alt drum, nu știu, care e făcut tu ceva. Nu știu dacă mai este vreo unul unde sunt și lăsați comuna asta plină de datorii. Dar la Citurești, care noi avem la poziția economică noi, el are două dosare cât masa și nu putem nici astăzi să trecem acest drum în domeniul public al comunii din cauza lui, te duci și spui și arăți că ăsta e pot făcut de mine. Păi să le arăte pe alte două, care nu sunt nicăieri. Și care era un proiect. Și dacă sunt multe, multe de vorbit. Profită de faptul că eu nu sunt maharajaică ca el și mă apuc să mă împroș cu hârtii peste tot sau cu... Dacă îmi permite, doamna primară. V-am spus, eu am înțeles cumva din niște discuții cum că apa nu va ajunge la Citurești din cauza că drumul de la Citurești nu are recepție. Deci, apa va ajunge peste tot în comuna asta. Am spus-o dintotdeauna. Și am mai spus-o și atunci și când și domnul Neagă mi spunea de la Prăjești. După aia cum o urma. Se va face un tronson în primul tur. Deci dacă funcționează apa, pleacă mai departe. Dacă nu funcționează apa, că sunt comune unde au plătit, au săpat puțul și n-au dat de apă. Deci s-au întâmpinat anumite probleme. Și dau comuna Buboci, spre exemplu, care din 2008 se chinuie să aibă apă. Suntem în 2020. Nici astăzi nu curge apă la robinet, la ei. Doamne ferește, Doamne ferește. Deci, dar mai depinde și de acordarea la, la sistem. Da. Pe tronsonul care va fi transformat. Exact. Tocmai de asta am luat un tronson și am zis atunci să luăm întâi tronsonul ăsta de la stația de, de la rezervoare. În ideea să nu facem, băgăm atâta țăvăraie în pământ și după aia, că lucrarea trebuie plătită. Banii care vin de la Uniunea Europeană, cineva răspunde, cine dă cu semnătura, răspunde de ei. Deci în momentul în care tu faci, plătești și apă nu ai, răspunzi și nu ai apă. Și atunci cu dirigintele de șantier și cu doamna contabilă am stabilit să se apuce imediat de rezervoare. Mai puțin o să fie cu săpatul conductului. Cu rezervoare, vedem dacă este apă și o să fie rețeaua principală, rezervor, stație de epurare și după aia și TISA o să oprească undeva la școală. Curge apă, este apă, plătim ce s-au făcut. Mai departe, următorul tronson și tot așa. Eram aici chiar când cei trei inginieri... Lăsați un pic, poate mai vrea să nu-ți mai departe. Da, vreau să vă întreb la suma alocată, au cumva ajuns. Am vrut să spun la început, atunci când cu apa și canalul, că drumul nu era asfaltul, faptul că era un drum asfaltat și nu-l avem la noi în domeniul public. Da, așa nu trebuie să... din discuțiile cu muncitorii care s-au făcut. Și dar vreau să mă întreb dacă... Toate măsurătorile. Și dacă ai și vorbit cu muncitori, dar nu cu muncitori. Da, am vorbit, dar nu în poziția, vă dați seama. Cu inginerii avem tot, măsurători, tot este făcut, îl puteți vedea plan și tot. Da. Vreau să vă întreb dacă suma alocată, aia integrală vorbim, dacă cumva primul tronson merge, o să fie suficientă să vină și la Citurești? Vorbim de suma alocată la proiectul respectiv? Da. E posibil să nu mai vii nici pentru primul tronson. La cât e prețul s-a modificat din 2017. Dar aici și o mai avut proiecte, vor veni prin hotărârea de Consiliul Local acte adiționale cu sumele respective, le înaintăm mai departe, primim aprobări, că trebuie să primim. Proiectul este aprobat ca și o valoare. Un exemplu sunt numai când construcții s-au modificat salarii. Da, cunosc. Da, care atunci erau altele. Prețurile. Adică pornim de la schimbarea de prețuri. Prețurile la materiale de construcții. Sunt altele. Altele erau atunci și altele sunt acum. Da. Este foarte bine că ați hotărât să se facă prima dată puțurile și rezervoarele, pentru că așa este o gândire de un gospodar. Nu băgăm întâi țările și până vedem că n-aveam apă. Cred că vă dați seama că suntem în campanie electorală, ar fi trebuit să săp toată comuna, acum să mă vadă lumea câtă zi grozavă, nu?
Da. Deci viperea mea e, nu bine, se... Păi da, pentru că viperea mea, că în momentul în care vedea lumea toată, băi, uite, vezi, bă, așa, ce dorești, aduce ce de unul de la buldoze să faci jumate de... Dar de puțin s-au apucat să sate puțin, când n-am fost. Urmează să aduce, au nevoie din, nu știu, cine spune că are din Austria sau nu știu unde le aduce. Foarte greu, ci că majoritatea în țara asta au proiecte de apă și canal, sunt foarte multe, ci că foarte mult până fac rost, până aduc aceste materiale. Foarte mult. Durează mult, până de la comandă până aduc materiale. Și eu nu sunt specialist, dar am stat de vorbă cu oameni care se pricep din punct de vedere tehnic. Noi, eu am înțeles la prima noastră ședință că a fost cineva de la direcția apelor și a constatat că acolo ar fi apa cea mai bună. Din analizele care au luat. Care dar tot ei ar trebui să ne spună aici, în zona noastră, la ce adâncime se găsește a doua pânză freatică. Pentru că așa se recomandă când vrei să faci o fântână și cu apă mai bună și cu apă mai multă. Te duci, de exemplu, la București, e 30 de metri a doua pânză freatică. Vă spun că ați citit undeva material. La noi nu știu la cât este. Te duci până la a doua pânză freatică și atunci ai apă și bună și multă. Proiectul este până la 300 de metri adâncime, până acolo e maxim. Dar apa se va găsi și mai la suprafață. Avem 7 rezervoare, deci nu unul. Da, da, da. După calculul proiectantului, mă lăsa mai niciodată, nu mă pricep. Undeva prin Tisa trebuie să pună, să oprească apa. Deci atâta de presiune. Da, da. Dar sunt hărți hidrografice, unde da, se, sunt făcute de cei specialiști, că altfel nu am aprobat proiectul ăsta dacă nu aveau toate piesele. În schimb, ne dorim să fie bine și să termine cu bine și să avem apă. Ați văzut, nici nu omează pliantele pe Nedeului, că am eu o problemă. Probabil primul pliant, știți, care spune că vrea să fie primar pentru că sunt proiecte în sertare. Da? Dacă l-ați citit. Mi-am citit. Dom'le, care o fi proiectul ăla? Numai cei care am fost consilieri, care au fost consilieri vechi. Poate vă aduceți aminte vreun proiect care a rămas de la dumnealui. Sunteți aici, consilieri vechi. Nu? Doar proiectele au fost aprobate din Consiliul Local, nu? Da? M-am mai spus eu, în 2008 când am candidat, în 2008 când am candidat, domnul Gălățar a avut un ziar și o zicea așa, am asfaltat toată comuna Oldovești, adusă-se un buldoze la începutul drumului, aici, la 2000, la Ciprești. Și Costin Cășercea, Dumnezeu să le iertă care trăia, factorul poștat și doamna, eu zic, mâine din Costin, pot ziarele astea să minte. Și eu trăiam cu impresia că ziarele spun adevărul, nu mint așa. Nici nu mă gândeam că el a plătit pe cineva care a făcut un ziar acolo special. O plătit, eu a făcut și carte. Da, și carte. Bine, cartea l-a plătit domnul Florea, s-a spus. Da, păi n-am mai numit. Dar nu mi-a plătit, așa că... E, da, nu l-a plătit, contrariu. Eu n-am, nu se mai spun. Dar nu s-a folosit, dacă el a plătit, cu atât mai greu. Și l-am adus pe Costică Șerșel la Tisa, la Odobești. Zice, doamnă, nu o fi asfalt la Odobești, dar poate o fi la Șiturești. Mă duc, îl duc în Șiturești. Doamnă, undeva trebuie să fie asfalt, dacă o scris în ziar. Așa că, scris. Da. Este vorba aia, hârtie înghite. Așa și el, și mai e locul să scrie. Da, bine, pentru cei care au coloană vertebrală și au un pic de schimb să răspundere și țin oarecum la personalitatea, bă, nu chiar arunci cu mișini, așa că nu. Până la urmă... Dar de ce presa asta până la urmă, sau cine scrie? E ca un avocat, dacă te duci să-l plătești, el să-l plorește și îi face să scrie. La ideea să plătești, ca să te învați minți. Da, păi. Avocați ăștia. Aș avea eu o propunere, doamna primar și domnul președinte, domnul consilier. Nu știu ce se întâmplă cu iluminatul public la Odobești. Cred că la două zile dau telefon, iarăși dispare iluminatul public. Dacă nu dau telefon trei zile nu este. Dar întrebarea mea este următoare, nu știu, se poate întrerupe, au intenționat de către cineva? Da. Iluminatul public? Da. De la transformator de la dumneavoastră. Ai siguranță, dar nu știu. Tot timpul este siguranța sau este ceva desfăcut de acolo? Eu nu umblu acolo că nu mă... Dar mai spun că doctor nu fur lemnul. Nu, da. La două zile, nu stă două zile în altul public și dispare. Da. Nu scoate până la cât ceva? Am avut, dacă l-o tăiat.
Dacă eu am fost... Se întâmplă același lucru în toate satele comune? În toate satele la anumite ore. La anumite zile. Când se comenză. Da, când se comenză. Când face comenzele. Da. Aici m-am adresat poliție, dar acum nici nu m-am mai ansam. Îți dai seama, e campanie electorală. Așteaptă să vadă acum e schimbat. Nici înainte nu l-am. Înainte nici atât. Dar nu, de când e democrație, să te lași poliția. Persoane care sunt la poliție. Doamne, uitați că nu sunt legi acum. Nu am timp să mă după ele. De ce? Ce credeți că apropo, din, dacă suna domnul Florea cu aia la Ștefănoaie la 112, la 112 suna la autobest, vine polițistul de la autobest și a zis că nu vă bagi un trei. Familia mea. Sunt familie. Și pac, s-a gata. Nu vine de la protecție cineva ca să bagi fazul. E, dar domnul Florea e obișnuit, că are acolo în față fieri când vin câte 7 mașini de jandarmi. Polițiști, toți își cinește în vestul sălbatic. Într-o zi la mine la poartă erau 3 mașini de jandarmi și de poliție. Când n-am putut să intru în curte, veneam de la Bacău. Dar nu asta e problema. După 2 zile vine o fată care e polițistă pe aici, pe la noi, și zice, dacă vreți să vă îmbrăcați, să mergeți la secție, la trai, trebuie să dați o declarație. Și vă aduc eu înapoi, zic, domnul, nu mă încântă chestiunea asta, dar ce declarație să dai eu și pentru ce? Spuneți-mi. Păi zice, sunteți citat că ați văzut bătaia aia acolo. Mascarada. Adevărul este că eu am ajuns, când ajunsese forțele de ordine, se liniștise toate și întrebam și eu în stânga, în dreapta, păi zic, vreau să mergeți să vă povestesc ce mi-a spus Mariana, ce mi-a spus ăla. Eu n-am văzut, eu eram la Bacău și veneam cu soția, că am avut treabă la Bacău și am plecat amândoi. A văzut ea așa, ca să ia totuși de mine, să uită la pancarta aia unde am scris acolo, alte filiale locale Odobești. Păi zice, asta ar că am trebuit dată jos. Păi dar nu-i banner asta, domnișoară, zic, bannerele le-am dat aseară jos, că așa zice legea, până la ora 24. Asta stă de 5 ani, zic, asta este firma pentru organizație locală, sigur, este sediu organizației locale aici. Ei, a văzut așa că... Dar nu era la curent cu legile, care ar fi trebuit să făceară contractul de închiriere, încheiat între proprietarul casei. Contractul de comodat. Da. Nu era la curent. Da. La urmă, tu vă găsești. Am ratat o declarație cu scandalul, dar nici acum nu știu cine s-a bătut, că acolo se bat de avalmă, așa. Nu se știe care în cine dă și care primește. Păi tot dintre polițiști o sunat ca să fugă. Cum? Tot dintre polițiști, o suna ca să fugă de acolo. Că nu unii scazi. Nu? Da. Nu se lăuda ei după aia. Da. Când am stat noi marți seara până la 12 noaptea atunci aici, la 11 jumătate, 12 fără un sfert, când am plecat de aici de la primărie, trecem așa la poliție. Dar ei cu o sară înainte, era salvare, jandarmi acolo, vreo 7-8 mașini. Luni seara au fost treabă. Și s-a dus polițista, o trecut înaintea mea, la vreo 200 de metri. Când am ajuns eu la Bezărău, la Lozâncă, la Col, el făcea curba la stratulat, o întorsă înapoi, ca să vadă liniștit și la dântor meu, lunile strânsă, și la niște care se bătuse pe asta. Deci are? Are lumină. Are cablu, ce că pe tras de la vecini, are? N-are? N-are nimic. Curentic. Curentare, că n-are geamă. La, de la geamă, cu da. Da. Nu, cred că luat la Maria am văzut. Dar a ajunge el consilier, o să aibă? Da. Da, o să ajungă și ușor la consilier. Cred că ar fi râsul lui. Cum am zis, doar asta ne mai lipsea. A venit domnul cu aparatul în fiecare ședință. Dar oricum vine, adică nu mai știu acum ce s-a da. L-am dat de satire, că are o pălărie, zici că e cowboy. Nu, are mai trebuie figură de bulibașă. Nu, dumneavoastră ați dat dedicație că îl vreți pe dăt? Cum? Nu, dumneavoastră ați dat dedicație că îl vreți pe dăt? A dat dedicație. Am ales acum, am anunțat. Acum și vă mirați. Cum să fie? Dumnealui, eu cred că se gândește cum mor să decide cei de la Citurești. Care avem între un domn profesor, general, și cred că mai am uitat din funcție și un dedic. Și vă spun eu cum procedez. Îl vătesc pe dedic, îi veni eu. Păi dacă ți-l zic ca domnul Florin Citurești? S-ar putea să-l vătesc, da.
Da. Fiecare comunitate își are conducătorii pe care îi merită. Exact. Să-l voteze. Să-l voteze. Putem să declarăm ședința închisă? Dacă mai... Da. Nu, 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 nu. V-am zis că nu sunt vreo să vreo. Vă mulțumim frumos pentru participare. Dacă părere, vreau, vreau să ai. Du-l la tine? Thank you.